Copilul este părintele omenirii. Să-l privim cu ochii neacoperiți de voalul prejudecății și să-l ascultăm cu mintea și cu inima deschisă. Tânărul furios de astăzi va deveni adultul sigur și înverșunat de mâine. O nouă premieră marcă aici, actorul și regizorul Tiberiu Roșu și adolescenții din trupa de teatru pe care chiar el a fondat-o au pregătit publicului o nouă piesă de teatru. Este al treilea proiect al trupei aici. Este vorba de spectacolul Deșteptarea Primăverii după Frank Wedekind. Câți copii sunt implicați în proiect și cât au durat repetițiile? Sunt 13 copii implicați în proiect. Repetițiile au început undeva la începutul lunii noiembrie și acum avem premiera acestui spectacol. Piesa Deșteptarea Primăverii, scrisă de germanul Frank Wedekind la sfârșitul secolului XIX, a fost interzisă de mai multe ori din cauza conținutului său. Ce așteptări aveți de la public? Cum credeți că va primi piesa? Așteptările sunt împărțite dintr-un punct de vedere al tinerilor, dintr-un punct de vedere al părinților, pentru că poate fi un spectacol controversat, se vorbește foarte mult de sexualitate, de lucrurile intime care le privim pe gaura cheii și intrăm practic în intimitatea tinerilor. Ori părinții vor să știe lucrurile astea, dar copiii nu se deschid în fața lor, despre asta este vorba în acest spectacol. Autorul piesei a fost contemporan cu Freud, însă la vremea când a scris despre dramele produse de conflictul dintre buna educație și pornirile instinctuale accentuate de necunoaștere, psihanaliza nu-și spusese încă cuvântul, de unde și tensiunea tulburătoare din piesă. Moriți, Stephen! Îți aduc aminte faptul că nu ai dreptul să-ți iei libertăți! Nu! Vreau să te mai avertizez încă o dată. În rol principal îl veți revedea pe Răzvan Mândruță, care a mai jucat și în celelalte două spectacole puse în scenă de trupă aici, zi după zi și sub aceea stea. Rolul meu va fi Melchior Gabor, un băiat de 14 ani care are niște informații pe care alți copii nu le au și impactul lui asupra celorlalți se va vedea la sfârșit. A fost cel mai greu lor pe care l-am avut până acum. A fost interesant, a fost o experiență să văd cum modul în care era structurată societatea atunci în 1900 când a fost scris spectacolul. Personajele din piesă sunt adolescenți care abia își descoperă sexualitatea și cad victimele inocenței lor din cauza adulților plini de prejudecăți. Vendela rămâne însărcinată crezând că pe copii îi aduce barza, așa cum știa de la mama ei. Este o fată de 14 ani care ține piept vieții pentru că face niște greșeli din cauza necomunicării cu familia ei, cu părinții, nu știe ce înseamnă naștere, nu știe ce înseamnă dragoste. Da, și în final moare. Spectacolul este foarte sensibil și foarte greu. Rolul mi s-a părut destul de cu ușuri și coborușuri, cu bune curele, dar mă regăsesc un pic, fiind mai bătrân un pic acum, mă regăsesc, aceleași greșeli puteam să le fac și eu. Dacă știam că faci rochia atât de lungă, mai bine nu mai împlineam 14 ani. Dar nu-i prea lungă, doar nu o să umpli fată, fie cu rochițe de prințesă. În orice caz, rochițele mele de prințesă sunt mult mai frumoase decât cămașa asta de noapte. Hai, mamă, te rog, mai lasă-mă măcar o dată să o port vara asta. Nu știu ce să spun. Aș vrea să te păstrezi așa cum ești. Coreografia spectacolului este semnată de Geta Răvdan Huncanu.